dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dacă pentru plăcerile vieții acestea ne-am pus încrederea, ne-am pus în slujba lui Hristos pentru plăcerile vieții acestea, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Atenție, în ce fel era neprihănit? El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Atenție că nu sunt numai cele 10 porunci, poruncile pe care să le îndeplinim. Atenție că toate cuvintele, tot cuvântul lui Dumnezeu este porunca lui Dumnezeu, orice cuvânt. Spune Domnul, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Atenție la poruncile cuvântului lui Dumnezeu de astăzi. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Atenție! Prin ce știm? Cum demonstrăm că suntem în el? Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Atenție la trăirea lui Iisus pe pământ. Spune Domnul astăzi, mi-a poruncit astăzi Domnul, m-a întrebat astăzi Domnul, pe râuri m-am mâniat eu, pe râurile acestei lumi m-am mâniat eu, pe râurile tale pe care le arăți în fotografii m-am mâniat eu. Trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, atenție! Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Pe râuri m-am supărat eu, pe râuri pe care le vedem în spatele nostru, pe care le arătăm în fotografii sau în video, pe râuri m-am supărat eu, spune Domnul. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Dar Domnul spune, nu pe râuri m-am mâniat astăzi. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Cum îl vom cunoaște pe anticrist? Atenție! Cine zice că rămâne în el, că este în Hristos, că nu este anticrist, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Praiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați auzit-o de la început. Porunca aceasta este cuvântul pe care l-ați auzit. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Nu pe râuri m-am mâniat, spune Domnul. Praiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, nu este o poruncă nouă aceasta. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Atenție la faptele pe care le arătăm atunci când martori din templu digital ne spune că suntem răi. Atenție la iubirea noastră. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Bineînțeles că vom zice, dar în ce sens nu iubesc pe fratele meu? Este foarte greu să înțelegem în ce fel putem noi să jicnim pe fratele nostru.
În felul oamenilor, este o jicnire atunci când spunem prostule sau când îi dăm adjective, îl insultăm, îl ocărâm, îl clevetim, îl vorbim de rău la alții. Atenție la o jicnire în felul lui Dumnezeu. Atenție! Să nu jicnim pe fratele nostru. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. S-ar putea să arătăm fapte în spatele nostru, nu? Și să fie un prilej de potignire pentru fratele nostru, să fie un mod de a jicni pe fratele nostru. Atenție! Eu știu, sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Vedem un râu, o apă în spatele nostru și ne facem fotografii și bineînțeles că este curat. Dar atenție că vine cineva și spune, nu este curat. Atenție! Ce trebuie să facem? Deci ceva care pentru noi este curat, pentru altul este necurat. Și să nu jicnim. Și aceasta Domnul o numește să nu jicnim. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâncnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Dacă vine cineva la noi și îl vede necurat, vacanțe, bani, ne le făim în bani, poate el a pierdut serviciul, nu? Noi mâncăm o mâncare bună, o vacanță plăcută, bineînțeles că ne-am ostenit, este curat. Dar dacă pentru fratele nostru este necurat, Domnul zice, nu nimici prin mâncarea ta, nu nimici prin vacanța ta, pe acela pentru care a murit Hristos. Atenție mare la cuvântul lui Dumnezeu care este o jicnire, la arătarea Domnului Iisus Hristos, la citire, când jicnirea poate fi chiar ceva care pentru noi este curat și pe altul să-l jicnim. Atenție, nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Este bine! Este bine cu râul în spate și este bine pentru noi. Este corect, este curat. Dar nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu nu este vacanță, mâncare și băutură, atenție la în limbaj necunoscut de oricine, în limbaj necunoscut, în limbaj dumnezeiesc, ar veni mâncare și băutură, carne și băutură, apă, dar atenție la felul de a vorbi dumnezeiesc, și felul de a vorbi omenesc, ce înseamnă a jicni omenește, ce înseamnă a jicni dumnezeiește. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar să urmăm lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Dacă cu râul din spatele nostru am stârnit vâlvă și am luat pacea la oameni, să urmăm lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu, drept vorbind toate lucrurile sunt curate, totuși am mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este rău. Dacă faptele noastre pe care le arătăm nu sunt zidire, nu sunt pace, este rău. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Poate tu ai carne și vin, poate tu ai bani pentru vacanță, dar el n-are, a pierdut serviciu și este o pricină de slăbire pentru el. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu, ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Este bine, este ferice ferice de cel ce nu se osândește singur. Da, noi nu ne osândim, este bine în ce se găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Și nu mai este încredințare atunci când oamenii ne-au spus că este rău. Atenție la o învierea noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Atenție
la omul duhovnicesc și la omul lumesc. Atenție! Învierea și arătările lui Hristos. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, atenție, la Evanghelia propovăduită, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Cum propovăduim Evanghelia? Așa cum v-am propovăduit-o, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Atenție, este foarte important când Iisus Hristos a înviat după Scripturi, a murit. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Aduți aminte de Iisus Hristos, înviat din morți, după Evanghelia mea. Nu este o înviere din morți. Nu vom fi niște oameni duhovnicești dacă nu vom învia din morți după Evanghelia mea, spune apostolul. După Scripturi, după cuvântul lui Dumnezeu. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este o moarte după Scripturi. O moarte pentru păcatele noastre numai după Scripturi. La citire ne va condamna Scriptura. La citire vom muri, vom îngropa păcatele și din Scriptură vom învia. Și că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Este o îngropare și o înviere tot după Scriptură. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre frații cei mai mulți, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Nimic fără Scriptură, după Scripturi. Atenție, după Scripturi, învierea și arătările lui Hristos, se înviază după Scripturi, se arată Hristos nouă după Scripturi, se îngroapă după Scripturi, se moare după Scripturi și se arată Hristos după Scripturi. După ei, toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. După Scripturi mi se arată Hristos, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu și este așa. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Însemnătatea învierii lui Hristos. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților. Dacă Iisus Hristos a înviat din morți, cum ziceți că nu vom învia și noi? Este o moarte, este o îngropare, este o înviere, este o mântuire a păcatelor noastre după Scripturi. Și cum spuneți că nu este o înviere a morților după Scripturi? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă nu este o înviere a noastră, o moarte a noastră, o înviere a noastră după Scripturi, nici Hristos n-a înviat. A murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și păcatele noastre vom muri față de păcatele noastre numai după Scripturi. Totul numai după Scripturi. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat dacă este adevărat că morții nu înviază. Deci aceasta este mărturisirea noastră, căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința noastră este zadarnică, voi sunteți încă păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Totul pierdut.
Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Acum. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Acum. Dar fiecare la rândul cetei lui, fiecare la rândul lui, după Scripturi, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Și noi. După Scripturi. Totul după Scripturi. În urmă va veni sfârșitul, căci El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Pe toți vrășmașii cine sunt? Toți vrășmașii lui Hristos, anticrist, acel om care propovăduiește o evanghelie diferită de evanghelia pe care o vedem noi și o propovăduim noi și care nu trăiesc ca Iisus. Atenție! Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost pus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în templul lui Dumnezeu, care este trupul nostru. Atenție la templul lui Dumnezeu și la templul nostru. Pentru că la izgonirea vânzătorilor din templu, atenție că Domnul spune, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe tine. Râvna pentru lucrurile pământești mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și aici se ridică templul lui Dumnezeu, trupul nostru. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile, dar el le vorbea despre templul trupului său. Și astăzi Domnul ne vorbește despre templul trupului nostru. Tocmai de aceea când a înviat din morți ucenicii lui și au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spunea Iisus. Atenție la Evanghelia pe care o propovăduim noi. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu va învia Iisus Hristos în templul lui, în templul trupului nostru, ce vom face? Atenție! Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Ce rost mai are acest botez dacă ne botezăm pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul. Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Dacă nu înviază morții, după Scripturi, degeaba mâncăm, degeaba ne botezăm, dacă nu înviem după Scripturi. Atenție! Astfel, de ce ar face cei ce se botează pentru cei? Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Pentru ca să propovăduim Evanghelia din templul lui Dumnezeu, din inima noastră, din trupul nostru, care ar fi templul lui Dumnezeu, pentru că am înviat în Hristos, atunci vom putea să botezăm. Atenție la cei ce botează. De ce se mai botează ei pentru cei morți? Atenție la cei ce se botează de către cei ce sunt morți. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De ce facem? De ce greșim? De ce putem greși atunci când avem tovărășii rele? Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Atenție la tovărășiile noastre care ne duc unde ne duc. Căci dacă nu cunosc pe Dumnezeu, ne duc și pe ei și pe noi după ei.
Atenție la faptele pe care le arătăm la oameni, pentru că vă făliți cu nelegiuirea voastră vădindu-vă fără de legile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre, pentru că vă făliți cu ele, veți fi prinși de mâna Lui. Atenție la fala noastră, la o parte cu mitra, jos cu luna împărătească, nu mai este cum a fost, ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Acestea sunt timpurile de acum, voi da cu luna jos, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea acelui care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința. În mijlocul vedeniilor cu care te înșală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ți le fac ei, acele tovărășii rele, atenție, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme. Atenție, căci îmi nesocotești locașurile mele, cele sfinte, în spurși sabatele, atunci când ridici cu una casei tale, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Dar atenție că el vorbea de templul trupului lui și noi astăzi vorbim de templul trupului nostru. Închid. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Mult își trâmbițează ceea ce face și arată faptele lor, dar cine poate găsi un om credincios? Vroiam un singur lucru să spun unui păstor drag, frate păstor dragă, un răspuns la întrebarea mea. A publicat ieri pe canalul digital un frate drag, un păstor ales al Domnului, care a prezentat o biserică cu cântece foarte frumoase, într-o biserică probabil din Toflea, n-am avut timp să cântă foarte frumos, biserica din Toflea, este o emoție mare în cântecele lor și am întrebat pe Domnul ce este acolo, ce duh este acolo în această biserică care întotdeauna mi-a plăcut și mie, este o veselie mare, se bate din palme, este frumos oricum și muzica și instrumentele și oamenii îmbrăcați în alb, este ceva foarte frumos. Am întrebat pe Domnul aseară despre acest video pe care l-a publicat un frate drag, un frate ales al Domnului și Domnul mi-a răspuns, da, este acolo un ospăț, este o nuntă, mi-a răspuns Domnul în pilda nunții fiului de împărat, dar este o nuntă acolo la Toflea, cred, n-aș vrea să greșesc, este o nuntă acolo cum se cântă, cum se bate din palme, cum sunt îmbrăcați oamenii, dar atenție căci este o nuntă. Dar sunt toți acolo, Domnul a spus, robii au ieșit la răspunte, au strâns pe toți cei pe care i-au găsit și bun și răi și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Este o odaie plină de oaspeți, dar atenție că împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Atenție la haina sufletului, nu? Prietenii, a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Da, este acolo în acea biserică unde se cântă frumos. Sunt mulți chemați, îmbrăcați în alb, cântă foarte frumos, dar puțini aleși. Nu sunt toți îmbrăcați în haina de nuntă, în haina sufletului de nuntă. A Domnului să fie chemarea și iar noi să, prin cuvântul lui Dumnezeu, să fim vrednici și să avem acea haină albă în inima noastră, în biserica unde noi cântăm și batem din palme și slujim Domnului și cântăm împăratului. Amin.